Nu se îmblânzește legea antifumat, așa cum ar fi intenționat o parte dintre aleși, o spune Răspicat, chiar șeful deputaților și al partidului aflat la putere, de altfel fumător înrăit. Medici, profesori și ONG-uri au venit în fața aleșilor din Comisia de Sănătate, chiar cu propuneri de înăsprire a legii. Peste 350 de organizații non-guvernamentale au trimis o scrisoare deschisă autorităților din sănătate și parlamentarilor prin care cereau respingerea categorică a amendamentelor propuse de Daniel Fenechiu. Mai exact, înființarea unor spații destinate special fumătorilor în incinta barurilor sau restaurantelor. Nu văd de ce trebuie să modificăm legea. În consecință, poziția mea este foarte clară și anume că legea trebuie să rămână nemodificată. Practic, dacă propunerea era acceptată, legea antifumat ar fi fost aproape ineficientă. Totuși, anumite modificări ar putea fi aduse actului normativ intrat în vigoare de mai bine de 1 an și jumătate. Este mai văd. Printre acestea, experții antifumat propun crearea unor spații pentru persoanele cu afecțiuni psihice în spitale. Să se înființeze niște locuri în care să poată fuma în condiții de siguranță și în condițiile în care niciun alt bolnav și nici personalul medical să nu aibă acces la acel loc de fumat. Organizațiile non-guvernamentale au mai cerut și interzicerea fumatului în mașinile în care se află copii sau femei gravide. Sper ca PNL să se dezică de acțiunea domnului Fenechiu. În același timp, sper din toată inima că vom transforma această încercare de ciuntire într-o încercare de a îmbunătăți legea antifumat. Întrunirea de astăzi a fost bazată doar pe dezbateri. În această situație, Camera Deputaților este decizională. Potrivit Institutului Național de Statistică, fumatul omoară anual aproape 43.000 de români. Dintre ei, 5.000 sunt fumători pasivi.